Bun găsit la Știai Despre! Acest mic flash te va informa în fiecare vineri de la ora 17 cu informații pe care poate nu le știai. Astăzi, la Știai Despre, vorbim de Constantin Brâncuș, născut pe 19 februarie 1876 în satul Hobița, comuna Peștișani, județul Gorj, într-o casă construită în întregime din lemn. Constantin Brâncuș nu a fost unul dintre cei mai mari sculptori ai lumii, ci și un mare gânditor. El a fost cel care a introdus filozofia în sculptură. Unii îl numesc Titanul, alții părintele sculpturii moderne. Tatăl său a fost Nicolae Radu Brâncuș, cioplitor în lemn, iar mama Maria casnică. Prima clasă primară a făcut-o la Peștișani, iar apoi a continuat școala la Brădiceni. Copilăria sa a fost marcată de dese plecări de acasă și de ani lungi de ucenicie în ateliere de prăvălii și birturi. Deși familia sa era avută, Brâncuș alege să ducă o viață modestă care avea să influențeze puternic viziunea artistică ulterioară. Așadar se implică în proiecte de sculptură elaborate, iar realizările sale artistice îi atrag atenția unui industriaș care îl duce la Școala de Arte și Meserii din Craiova. Trebuie menționat faptul că pentru a urma cursurile instituției de învățământ, Brâncuș învață singur să scrie și să citească. Pentru că are rezultate bune, ajunge să fie bursier și urmează clasele cu specializarea sculptură în lemn. După terminarea cursurilor la Craiova, Brâncuș ajunge student la Școala Națională de Arte Frumoase, unde primește primele comenzi. Prima și singura sa lucrare publică din București este bustul generalului medic Carol Davila, expus în curtea Spitalului Militar. Pentru că este inspirat și atras de opera lui Auguste Rodin, alege să plece pe jos la Paris. Ajuns acolo, Brâncuș își împlinește visul și lucrează în atelierele mai multor sculptori, printre care și celebrul Auguste. La Paris, el îmbină influența artei populare de la Hobița cu dimensiunea umană a sculpturii lui Auguste și ajunge la un stil propriu. Renunță în timp la alte tehnici de prelucrare a materialelor cu care lucrează și preferă să cioplească, fie că este vorba de lemn sau piatră. Cele mai cunoscute lucrări sunt Domnișoara Pogani, Sărutul, Rugăciune, Pasărea în văzduf, Coloana fără sfârșit, Poarta sărutului, Masa tăcerii. Multe dintre acestea sunt sculptate la Paris și expuse muzeul dedicat lui, deoarece în timpul comunismului statul român a refuzat lucrările și obiectele din atelier lăsate de sculptor moștenire României, excepție făcând trei lucrări din municipiul Târgu Jiu, atât de bine cunoscute de orice român. Ultima sa lucrare terminată este Țestoasa zburătoare în 1943, iar din nefericire pe 16 martie 1957, Constantin Brâncuș se stinge din viață. Revenind în prezent, mâine, 19 februarie, se împlinesc 146 de ani de la nașterea marelui sculptor gorjan Constantin Brâncuș. Creează ca un Dumnezeu, poruncește ca un rege și muncește ca un rob. Este unul dintre citatele lui Constantin Brâncuș. Acestea fiind spuse, Știai Despre se încheie aici. Toate cele bune! Domina Imobiliare. O nouă imagine. Vinzi, cumperi sau închiriezi, Domina Imobiliare te sprijină. Domina Imobiliare. Inovare în imobiliare. Yo, what's up? Baby, let's go! A film produced by Inspire Pictures. White Dent Clinic, Dr. Andreea Udrea, direcția sigură spre cea mai modernă clinică din orașul Târgu Jiu. Vino pe strada Bicaz numărul 25D. Prezenți la orice oră pentru a-ți reda zâmbetul. De ore din 24 vă stă la dispoziție.
sună la 0766554732 și spune stop durerii. Dr. Andreea Udrea, excelență în stomatologie. Accesează mertecom.ro. Produse profesionale pentru curățenie și igienă. La noi găsești o gamă diversificată. Comanda acum! Alege produsul dorit, adaugă-l în coș și plasează comanda. Livrarea produselor se face în 24 de ore. Îți mulțumim! Accesează mertecom.ro. Salon Cochet Clinic Târgu Jiu. Oferă cele mai bune servicii de epilare definitivă, manicură, dar și pedicură la prețuri accesibile. Scapă de părul nedorit, grija epilării, dar și de iritații cu ajutorul procedurii de epilare definitivă. Rezultatele sunt garantate. Sună la 0353 418 425 și programează-te. Salon Cochet Clinic. Promovează-te online. Direct și sigur, creăm strategia potrivită business-ului tău. 1 plus TV, plusul tău de imagine. This station is now the ultimate power in the universe.